David Popovici și Bianca Costea, cei doi notători medaliați la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Bacu, au fost felicitați de secretarul general al mea Codrin Dumitru Munteanu și de comandantul clubului Steaua, colonelul Bixi Pompil Mocanu. Cei doi steliști au obținut jumătate dintre medaliile de aur cucerite de delegația României în Azerbaidjan. Bianca Costea a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la not, proba de 50 de metri liber, stabilind și un nou record al competiției. A fost un concurs foarte greu. Într-adevăr, eu zic că m-am descurcat destul de bine. M-am pentru medalia de aur. La început, nu eram sigură că o să o iau, dar până la urmă am reușit. să am un de juniori la finalul de august, și după ce o să am vacanță. Da, mă așteptam la succes pentru că asta am pregătit. Și pentru asta am plecat la, acest, la această competiție. Știam că uh, ne vom bate pentru aur și că vom bate recordul competiției. E normal ca doi copii talentați să. Urce, să progreseze și în urma seriozității și a antrenamentelor să ajungă aici unde ajuns. Performerul României în concursul de natație a fost tânărul de doar 15 ani, David Popovici, care a cucerit numai puțin de trei medalii, una de aur la 100 de metri liber și două de argint la 50 de metri și 200 de metri liber. Foarte greu, cel mai greu concurs la care am fost vreodată și... A fost cel mai greu la care am fost vreodată, dar relativ ușor pe lângă cele la care urmează să mă duc. Sincer, mă așteptam la trei medalii, voiam să le iau pe toate. A fost destul de greu, dar pentru asta m-am antrenat și aveam încredere în instinctul meu și în ce știu să fac. Michael Phelps a fost idolul meu. Am citit câteva cărți de ale lui, l-am urmărit de când eram mic și mi-a plăcut întotdeauna de el. Mentalitatea lui, cum și ca om. Noi ne pregătim de un an și jumătate aproape pentru concursul ăsta și am știut de la bun început la ce nivel trebuie să ne ridicăm ca să luăm medalile și asta am făcut. Ținta principală din punctul nostru de vedere rămân Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Dacă de timp reușim să facem baremoa, ăsta e un bonus. Dar noi ne dorim să luăm pas cu pas și să trecem prin toate competițiile importante care sunt până la Jocurile Olimpice: Europene de juniori, Mondiale de juniori, Jocurile Olimpice pentru tineret. Sunt câțiva pași prin care trebuie să trecem astfel încât atunci când mergem în 2024. Să ne gândim la mai mult decât la o simplă participare. Secretarul General al MAPN, Codrin Dumitru Munteanu, le-a dăruit sportivilor și antrenorilor și volumul 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri și o insignă care reprezintă crucea de pe Caraiman. Având în vedere valoarea sportivilor și antrenorilor clubului Steaua, Evident că suntem bucuroși și fericiți toți cei care sunt implicați în fenomenul roșu albastru să primim astfel de vești și în același timp, da, cumva ne așteptăm, sau ce puțin avem așteptarea permanentă de a, de a avea astfel de, de, rezultate care intră într-un, ar trebui să intre într-un firesc și într-o normalitate Uh, pentru că asta uh, credem că se face clubul Steaua, uh, clubul sportiv al Steaua București performanță. Și atunci sigur și așteptările le uh, avem pe măsură.